Bună seara și bine ați venit la prof online cu exerciții de matematică. Așa este. Clasa a patra. Facem această corecție. Și acum... Flavia are o sumă de bani. Și Flavia îl împrumută pe Davide cu 3, cu 5 pe 5 șeptimi din sumă. 5 șeptimi din sumă. Pe Davide. Iar pe Daria cu o obține din sumă. Dar, da? Pe o obține din sumă. Îi mai rămân restul... Din sumă sau din rest? Nu. Din sumă. Din sumă, da? Da. Da. Îi mai rămân... O să vă dau eu. Să văd ce... Tu dai deodată cât îi mai rămân? Nu, eu încep. Problema. Tu începi. Da. Dacă dau ce sumă i-a mai rămas lui Flavia, înseamnă că putem afla suma pe care a avut-o la început. Da, păi fac. Deci restul vi-l dau eu. Întrebarea este ce sumă a avut Flavia. Dar trebuie să dau informația asta, anume, cât i-a rămas în buzunar de Flavia. Tu vrei să-mi dai răspunsul? Nu, eu vreau să încep problema. Vrei să încep. Începe repede treaba. Și gândim la, acolo la momentul potrivit, da? Da, facem un segment. Facem un segment. Nu împărțim în 7. Din ce motiv? Pentru că e 15/7 și împărțim în 7. Așa, deci facem un segment care se reprezintă suma Flaviei. Îl împărțim în 7, cum ai spus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiar dacă l-am luat. După aia luăm 5. Da? 5 segmente. Deci am împărțit în 7. Tu iei 5, da, evident, din cele 7, din toată suma. Deci 5 le preiei tu. Trebuie să dați un multiplu de 9. Imediat, dacă așa ai dreptate, 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta este suma pe care o primește de la Flavia. Eu. Da, bine. Și după aia, ultimele două segmente le împărțim în 8. Deci ultimele două segmente le împarți, în 8 și fiindcă ai paftă. Ai paftă, mă. Ai două. Ai putea face o manevră foarte tare, să le împați pe fiecare, pe fiecare în 8 o faci. Ar putea să le împați în 4. Că 4 și 4 fac 8. Da, da, și pe mine e o optime. Dar fiindcă tu ai ca reflex chestia de împărțit în 8, merg pe mâna ta. Deci împărțim tot un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cred că ai dreptate, în 8, că e din toată suma povestea. Că dacă eu duceam, am dus-o amestecat acum. Când am zis în parte, în 4 pe fiecare, mă gândeam ca și cum ar fi din rest. Eu priveam restul. Dar el are să ia o optime din cine? O optime din toată suma. De aceea fiecare șeptime de asta e împărțit în 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum o să fac asta. Davide! Nu numai pe astea de la sfârșit în 8. Da, pe toate. Pe toate, și foarte bine. Ca să le aflu toate segmentele mici, fac 8 ori 7. 5, așa 6 că, de segmente. Că fiecare din acestea, fiecare din acestea fiind 8 la fiecare și sunt 7 în total, deci într-adevăr sunt, așa cum a spus, 8 segmente mici, 8 segmente mici, 8 segmente mici, da? 8 s, 8 s, 8 s, da? Total sunt 56 de segmente. 8 s, și aici se vede 8 s, 8 s,
Deci, în total, segmente mici sunt 7 ori 8, 56. Și ca să aduc cele două frați la același numitor, pot să fac 5 ori 7 și îl multiplic cu 8. Deci, pentru Daria, 15 7, fiindcă tu vorbești... Vreau să urmăm 56. Să fie numitorul comun 56. Da. Fac deci, 8. Amplifici fracția asta cu 8 și ea va veni 5 ori 40. 5 ori 8, 40 pe 57. 56. 40 pentru 56. Pentru cine? Pentru mine sau Daria. Davide. Da, pentru Davide. Deci câte segmente are Davide? 40 pe 56. Nu, 56. Câte? 40 de segmente. Mici 40 de, da, din toată deci, suma. Pentru Davide, 40 segmente mici. Da? Și la Daria facem 8 ori 1, înmulțim cu 7. David, Daria a avut 1 pe 8. 1 pe 8 și înmulțim cu 7. Înmulțim cu 7 și vine 7 pe... 7 pe 56. Deci 56. Câte pentru ia? Daria câte? Daria 7. 7 segmente pentru... Asta pentru... Daria. Adică Daria are 7 segmente... Ies mici, da? 7 segmente mici. Și trebuie dat numai. Și acum eu trebuie să-ți spun restul care să fie un multiplu de cât? 9. De ce de 9 ai zis tu? Ajută-mă. Pentru că luăm 7. Și dacă sunt 8 într-un segment, luăm 7, ne rămâne 1 și celelalte care sunt 8, 8 sunt 9. Da, așa am greșit. Dacă nu te-am putut deci, eu pe asta. Noi trebuie să luăm 7 și într-un segment, în 3 sunt 8. În continuare, asta e suma lui Davide. Pentru Daria, 7 segmente consumă ea. Mm, da? Și aici numim 7, am înțeles. Iată că aici sunt 8 și Daria zice, pentru mine vă opriți la, doar la 7, doar la 7 segmente. Da? Doar la 7. Și acum a prins foarte bine problema. Dați multiplu deci, 90. Daria. Deci Daria consumă 7 segmente. Da? Ia uitați-le. Astea 7 le consumă Daria. 7 segmente mici. Astea sunt 40 dacă le urmăriți. Da. Pentru că sunt 8 ori 5. 5 ori 40. Ea consumă 7. Și restul care rămân sunt 9 segmente. Asta este momentul foarte frumos. Deci 9 segmente sunt aici. 8 în ăsta și plus 1. Deci iată restul, iar egal 9 segmente. Și neapărat ca să văd valoarea unui singur segment, trebuie să fie un multiplu de 9. 90. Ei vor 90. 90. Atunci restul, spunem. 90 plus 9, 10. Și ca să avem... Deci, restul aici, unde nu știam eu ce să dau. Aici, îmi pare rău, nu știam să dau deodată. Da? N-am știut ce să dau. Restul care rămâne este un multiplu de 9. Și restul egal cu 90. Deci Flavia are 90 lei. Iar lui Flavia a rămas 90 lei. Da. Întrebarea este ce sumă a avut Flavia? Aici da? Flavia, dacă ți-au rămas 90 de lei... Un segment e 10 lei. Un segment e 10 lei. Deci 90 împărțit la 10. Oh, ce 90 împărțit la 10, la 9, pardon. Egal cu 10 lei un segment, un yes. Câte astfel de segmente sunt, Flavia, în total? Nu, profesor. Câte sunt pentru Flavia? Să lăsăm pe Flavia, n-a venit de mult. Voi știți, știu că vă e clar. Sunt câte segmente de astea mici? Sunt 56. E 7 ori 8, nu? 8 în fiecare, 7 în total, 7 ori 8, 56. 56, un segment micuț este de cât? De 10? 10 lei, nu? 560. 560. Deci, suma este egal cu 56 ori 10, egal cu 560 lei.
foarte frumoasă problema. Deci, să mai insistăm un pic ca să pătrunde unea. Deci, a fost ușoară pentru că... Coaia din rest e problema. Și acolo se gândim foarte frumos. Hai să ne întoarcem. Așa, da. Autorul gândește așa problema. Flavia are o sumă. Fiind o bună prietenă și a lui Daria și a lui Davide, ei sunt într-o încurcătură, merg la cumpărături și zice, Davide, nu-i ajunge suma, în sfârșit, zice, n-ai tu să mă ajuți cu ceva. Da, zice, te ajut. Uite, am să-ți dau 5 șeptini din suma mea. Îi dai 5 șeptini. Exact, îi mai trebuia lui ca să-și cumpere, nu știu ce acolo. Daria, zice, și mie mi-ar trebui. Bine, te ajut și pe tine. Cât îți trebuie? Păi mi-ar trebui o optime. Poftim, îi dă optime. După ce îi ajută pe cei doi prieteni, ia și numără banii. Și rămân în buzunarel 90 de lei. Și întrebarea este, ce sumă a avut Flavia la început? Foarte frumoasă problema. Pentru că, iată, prin segmente, lucrăm atent, și dacă ia 5 șeptimii de lui Davide, am marcat figurativ, nu? Am făcut chestia asta. Următoarea etapă, fiindcă îi dă o optime din toată suma și vrea să vadă o optime din toată suma, apoi trebuie să vadă pe fiecare nopți. Că numai așa își dă seama de tot ce se poate întâmpla. Optimea nu se leagă cu ce a fost 5 șeptime acolo, cu șeptimea. De aceea faci manevra asta, faci pe fiecare loc, obții practic tot segmentul împărțit în 56, cele 5 șeptimi dinainte, cele 5 șeptimi ale cui? Ale lui David înseamnă, amplificând fracția cu 8, înseamnă 40 de segmente mici, 40 din cele 56, 40 din cele 56 de ea, cine le-a luat Davide, iar o șeptime pe care o ia, o optime pe care o ia, dar ea, e de fapt 7 segmente de cele, 7 pe 6. Dar îți primește 400 de lei și o primești doar. Putem afla fiecare cât a primit, nu? Pentru că prima dată, acum 40 segmente, o 10 fiecare înseamnă pe David, pe el primit, împrumută cu 400. Eu am avut 70 de lei. Da? 40 ori 10, 400 de lei. Iar pe tine, 7 ori 10, 70 de lei. Fie că tu ai avut numai atât, atât ai avut tu nevoie. Bun. Flavia, mă interesează dacă ai înțeles problema. Da? Este ușor, nu? Este simplu. Acum facem așa. Modificăm problema și spunem că Davide primește, fiindcă este primul, primește 5 șeptimi din sumă, iar Daria primește o optime din rest. O șeptime? Optime. Optime din rest. Și restul care îi rămâne lui Flavia, restul pe care îl mai are în buzunar, va fi un număr pe care îl vom da îndată, după ce facem analiza, da? Și întrebarea este din nou aceeași, ce sumă a avut Flavia? Ce sumă a avut Flavia? S-a modificat problema pentru că ea acum nu mai dă o optime din toată suma sa, ci dă o optime din rest. Și cine am așa? Gândim individual, uite, s-a și apucat de treabă, dar ea, așa faci și tu. Eu încerc cu Flavia pentru că ea n-a venit... Poți să fac singură? Poți să fac mai mult și mă bucur. Da?
Dacă mă lăsați să fac și eu singur? Exact. Da, vezi, dați un multiplu de 14. De 14? De 14. Merg pe mâna ta. 28. Restul lui Flavia este 28 lei. Da, 28 lei. Mergem pe mâna lui Dariu. Bă, și eu fac legea mea, nu ne uităm unul la altul. Da. Ai terminat complet? Da. Nu, că compuneam problema atunci. De aia la început. Și lasă-mă și pe mine. Vezi, tu ești și o bucuria, Ege și Ciuc. Deci una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte segmente. Asta nu trebuie să vorbesc, să nu aud de mine. Că mă aud de Davide. Și copia. Păi, Davide, bagă-ți-te în urechi. Să n-auzi nimic, numai într-una. Așa. Deci, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Asta consumă... Cine? Tot așa, așa înainte, pentru Davide. Și 28 sunt segmente mici, nu? Da. Și când vorbești de optim, tot așa, trebuie să parte în 8 de fiecare. O, să mă dau bine. Tot în 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Și acum din rest îi dau... Chiar sunteți singur? Sunt singur și mă încurc aici. Păi foarte greu. Îi dau o optime. Deci o singură optime din rest. O singură optime din tot restul. Și eu câte de astea am aici? Unul mic e a Daria? Nu, acolo sunt 8 segmente mici. Câte sunt acolo? Câte segmente mici? E a doua, nu. Un segment mic, o optime, nu-i doar un segment din tot restul ăsta. Cât este? Toate segmentele mici sunt 16. 16. Și ce înseamnă optime? Din, ce înseamnă 16 împărțit la 8. Tu, profesor, dar nu ați greșit? Nu ați greșit? La segmente? Nu trebuia să... din acela e restul. Da. Și trebuia pe acela să-l împărțiți în 8 segmente. Nu fiecare segment în 8, nu? Da, dacă am făcut pe fiecare în 8, ce ar însemna o optime din asta? Înseamnă deci, un segment mic. Deci o optime din... Tu ai dreptate. Ar fi trebuit să-l împărțim în 8 tot restul și să luăm, nu? O bucată de acolo. Dar ce înseamnă 1 pe 8 din câte sunt aici? Din 16. Ar trebui să am amplific aici. Și nu e 2. Ca și cum aș amplifica cu 2. Deci ar face cât aici? Dacă am amplific cu 2, face 2 pe 16. Adică, din toate acestea 16, luăm 2. Da? 2. Ca asta înseamnă optime. Ori zic o optime, ori zic 2 pe 16. Ori zic 3 pe 24. Ori, deci înmulțim și numărătorul și numitorul. Dar de ce am amplificat eu cu 2? Fiindcă am dorit să ajung
la câte aceste, câte segmente de acestea? 16. Că restul e care a rămas 16 de astea mici. Deci ăsta e motivul, adică unul pe 8 îl înmulțesc cu 2, ajung pe 2 pe 16 și spun o optime din rest, ca și cum aș lua două segmente mici. Da? Deci 2 pe 16 e egal cu două segmente mici. Și dacă am luat două segmente mici din toate cele 16, câte mi-au rămas, Davide? Din cele 16, două le-am luat. 14. Deci din 16 segmente scădem pe două pe care le-au procutat, două segmente mici, și este egal cu 14 segmente mici. Și șmechera de Daria mi-a dat foarte bine. 14 ori, mi-a zis 28. Mi-a dat multiplu de 14. Nu ne-am curcat. Foarte tare. Ți-a plăcut aici? Deci vede că a lucrat foarte puternic. A spus multiplu de 14. Ori 28, ori 2. 3 ori 4, 2, 3 ori 42. Da? Deci multiplu de 14. Încât, dacă mi-a spus că a rămas rest, cât i-a rămas? 28. 28. Acum, pe 28 îl împărțim la 14. La 14 segmente care rămân. Și de 2. Da, 14. Un segment mai mic e 2. 2 lei. Lei, segmentul mic. Deci 2 lei în segment mic. Și acum, câte segmente sunt în total? Păi 8 ori 7, 5, 6 ori 2. Așa, sigur că da. Deci suma este egal cu 7 ori 8, 7 ori 8 segmente mici, care înseamnă 7 ori 56 segmente, 56 segmente. Fac 56 ori 2, 12. Și atunci, 56 segmente mici, fac. Iar cum un segment egal cu 2 lei, fac 56 ori 2, suma este egal cu 112. 56 ori 2 și egal cu 112 lei. Deci, Flavia a avut 112 lei. Ea îi dă 5 șeptimi și putem afla 5 șeptimi. Înseamnă 40 de alea mici, segmente mici, nu? 40 ori 2. Deci pentru Davide primește 40 segmente care 40 segmente ori 2 face 800 lei. Daria primește 2 ori 2, 2 ori 2 egal cu 4 lei, atâta putem să vrei. Iar Flavia rămâne cu suma de 28 de lei. 28 de lei. În total, suma totală va fi aceea. Foarte frumos. Deci, haideți să o felicităm pe Daria. Pentru că a prins bine problema, dovadă că nici și compune acum și compus. Ea a prins bine problema și a înțeles că dacă din rest două segmente le consumă pentru ea, acea optim înseamnă două segmente, rămân 14 și dă multiplul de 14. Ăsta e momentul foarte frumos al problemei. Și fiindcă ea a prins, hai să vedem și problema pe care o dă, să o facem și pe asta, încă o dată. Bă, este o problemă. Și după aceea aveți voi niște probleme de la școală după aceea, da? Care l-am făcut, da? Care nu au putut să le facă. Gata. Gata, asta face. Da. Dar eu mă pot opri și aici dacă voi ați înțeles mecanismul. Da, e ușor. Da, David, am văzut că înțeles. Nu știu, Flavia, că nu vorbești. Nu, ai înțeles cu ele? Flavia, dar știi ce? Mai revezi și filmul ăsta care l-a făcut acum. Da? Dacă ai făcut, nu mai bine. Dar să formulăm, să luăm problema care ne-a propus-o Daria. După ce o luăm pe al Daria, ne ducem repede. Păi, dar mai întâi din sumă. Da. Deci, cele două variante, din sumă și pe urmă din rest, da? Nu contează dacă sunt diferite, nu? Nu. Așa, pentru... Deci, Flavia îi dă lui David 15/9 din suma ei. Deci, hai să zicem așa. Flavia are, yes,
15/9 din IES pentru cine? Davide, da? Da. Și îi dăm Darie 15/7 din sumă. Și 15/7 din IES pentru da. Pentru Daria. Rămânându-i restul 40. Rest egal cu 40 lei. Asta e rămâne în buzunar. Întrebarea este ce sumă a avut Daria? M-a avut o problemă. Fabia, este egal cu cine? M-a avut o problemă. Asta acasă. Acasă. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Ai văzut ce face frățiorul tău? Deci lucrează, nu discută. Are temă de făcut. El nu stă de vorbă cu nimeni. Așa și tu. Trebuie să înveți. Daria ne-a propus problema. E foarte interesantă. Și acum te rog să vedem și cealaltă cu restul, altă problemă. A doua problemă. Da. Deci, are Daria îi dă din suma asta 4/9 lui Davide. Daria 4/9 din IES pentru Davide. Davide. Flavie îi dă 15/10 din rest. Tot Daria, da? Da. 15/10 din rest. Adică 1 pe 2. 1/2. 15/10, nu-mi place cu 15/10, da. Sau 1/2. 1/2 din rest. 1/2 din rest. Din rest. Rămână pentru, lui, pentru da. Flavia, da? Da. Rămână lui ca rest 100 de lei. Daria are, după, va avea suma, nu, Daria, restul rămâne Daria, cu suma. Da? Restul Darii este 100 de lei. 100 lei. Ce sumă a avut? Da. Ce sumă a avut? Da. Și pentru prietenii noștri, acestea sunt cele două probleme. Cei care ne urmăresc, le propunem să rezolve problemele acestea două, propuse de Daria, și data viitoare să poată interveni. Invităm să intervină telefonic și spune, am făcut problema lui Daria. Este un prim pas foarte interesant. El a fost compus aici, în fața voastră, s-a filmat, deci nu este nici un joc ascuns, este o dovadă a faptului că împingem lucrurile spre partea creativă. Corect. Da? Este o dovadă clară. Și acum să mergem. Avem și niște probleme de la clasă. Vreau să le facem. Daniel împarte bomboane la prietenii săi. Dacă le oferă la fiecare câte 5 bomboane, la fiecare copil câte 5 bomboane, atunci unul dintre ei rămâne fără bomboane. Dacă le dă câte 3 la fiecare, atunci îi mai rămân 9. Câte bomboane? Câți prieteni și câte bomboane a avut, are Daniel. Așa. Cercăm să șterg bine tabla, să fie o tablă curată. Așa să avem și noi mintea liberă. Să schimba bandă, un profesor? Da. E mult dar, nu? Wow. Asta am schimbat-o. Am schimbat-o. Am mai făcut probleme din acestea? Am mai făcut din astea? Da, cu aia care stau doi, de exemplu, doi elevi în bancă și rămâne exact. Bancă liberă. Da? Seamănă cu probleme. Da, și dacă transformi așa... Deci cum vorbim? Citește-o dată problema. Acum. Vă spun eu că am scris pe caiet. Te rog. Deci Daniel împarte bomboane la prietenii săi. Așa. Dacă dă câte 5. Da, dacă dă câte 5 bomboane. Deci un copil rămâne câte fără 5 bomboane, un copil rămâne fără bomboane. Un copil fără. Fără. Dacă dă câte 3 bomboane. Câte 3? Îi mai rămân 9 bomboane. 9
bomboane. Și ne întreabă problema. Câte bomboane a avut, câte bomboane a avut Daniel și câți prieteni are în clasă? Da. Întrebarea este câte bomboane a avut? A avut. Și câți prieteni, da? Domn profesor, da. Nu știu cum se face, azi m-am simțit rău și când am venit la matematică, uitați cum sunt. Da, asta este motivul. În momentul în care intri și stare de bine... Întrebați-și pe că am plecat la 11 de la școală, că mă durea capul, uh-huh. Oh my gosh. Da? Da? Și atât de dată... Și când am venit... Da, este super, super. Așa se întâmplă la profonai. Dispare și durerea fizică. Da. Da? Durerea, dispare și chiar durerea fizică. Matematica este un, cum se spune, este un mijloc de tratament, dacă vreți. Yay. Da? Domnul e o terapie asupra minții foarte bună. Foarte bună. Hai să vedem cum facem. Flavia, propunem tu un mecanism. Metoda figurativă. Oh, nu. Da? De ce nu? Sau algebrii. Da, algebrii. Ei, să zicem că am putea să facem prin desen, să facem câteva cerculețe, Deci, deci vizual, vezi? Da. Deci încep să te sprijin mult mai mult pe partea vizuală. Așa e algebrică. Ca să vedem. Algebrică, o să faci și algebrică. Când am două variante. Deci o să spunem, dacă dă câte 5 bomboane, una, 2, 3, 4, 5, apoi 1, 2, 3, 4, 5, apoi 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, prietenilor săi, se întâmplă ca un copil, adică acesta ultimul, să nu primească nicio bomboană. L-am făcut într-o pătrățelă. Chiar mai fi trebuit 5 bomboane să-l acoperi și pe ăla. Corect. Deci ar mai trebui 5 bomboane. Din alea 9, care i-au rămas după cea de-a 3. Îndată gândim frumos. Acum, Daria, dedesubt, dacă ar da câte 3, da. Iată, câte 3, ar face o economie de 2, da? Daria, fii atent cât și tare este. Și rămân face două. O economie de 2 aici. Aha. O economie de 2 aici. O economie de 2 și în partea asta. Altă, și avem 6 și rămâne. Și așa mai departe. Și acestuia îi dă 3. Și acestuia îi dă 3. Și ăsta din nou a avut. Da. Și ăsta primește 3. Da. Și îi mai rămân 9 bomboane. 9 bomboane minus 3. Deci ăstea, 9 îi rămân aici, da? Da. Dar noi, dacă le-am dat 3, 2, la mine, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu mai rămân 9. După ce îi primesc toți, inclusiv ăla care n-au avut. Asta e restul. Am îi rămân 9. Deci îi rămân 9, că au făcut economii. Și rămânând deci, acolo 2, atenție, 2, 2. Când dă câte 3 la fiecare, acoperă la fiecare pe toți. Îi acoperă pe toți, inclusiv și ăsta de aici. Corect. Și îi mai și rămân. Îi mai și rămân. Corect. Da. Câți copii și câte bomboane. Mi se pare grea problema aici cu... cu... Mi se pare ușoară. Nu mai, dar trebuie să vedem așa. Că merge și cu algebric. Că de cele mai multe ori voi algebric aveți greutăți la algebric. Că îi pune un sistem acolo de ecuații și e o poveste, da? Dar acum, în clipa asta, putem gândi. E clar. Aici este, format foarte important aceea. Deci, David, fii atent, urmărește. Deci, le-a dat câte 5, unul a rămas fără. Dacă le dă câte 3, uite, primește și ăla 3 și mai rămân și 9. Aia 9 le... 9 și cu 3. 12, că el avea 12 de acolo, așa. Și câte îl ia? Ia uite, domn profesor, cum v-a făcut. E la fiecare. A, câte ia două. Câte două de la fiecare. Wow. Deci cele 12 bomboane. 12 împărțit la două ca să vedem câte... Câți copii au acoperit da. Cu câte 3? Ai înțeles? Ce tare! Uhu. N-ai înțeles, da. Nu? 4 copii. Da. 4 copii. Da. 12 împărțit la 2. Dacă tu, 4, tu ești... 6, împărțit la... A, la 2. Am făcut împărțit la 4. Da, vede. Deci, da. În momentul care le dă câte 5, ăsta a rămânit trist. Nu primește nimic. Dacă le dă câte 2, câte 3, câte 3, practic,
De la primul, ia face economii de două. Pro două. De la ăsta la altul, iar două. De la următorul două. Câte două, câte două. Tot adună el. Că îi rămân. Ne mai completăm până la cinci. Practic le rea. Ele au fost distribuite câte cinci. Acum spun, băi, ia dați-mi voi două fiecare înapoi. Uh-huh. Dar câte două bomboane la fiecare. Și elea, două de la ăsta, două de la ăsta, două de la ăsta. Adună destule bomboane încât și ăstuia care nu îi dăduse nimic, îi dă trei. Da. Da, îi dă trei acum. Și mie și rămân. Și mai rămân nouă. Și câte bomboane de fapt, economia care au făcut-o de la ăsta, de la ăsta, de la ăsta, economia adună câte două, câte două, câte două, a însemnat o economie atât de deșteaptă și așa de importantă, încât l-a acoperit cu trei pe ăsta. I-a mai dat și lui ultimul, trei. Deci trei. Și au rămas încă nouă. Deci, în total, ce sumă a recuperat el? Îl fac 12 împărțit la 12 împărțit la 2 bomboane recuperate. Da, 12 împărțit la 2. Ai 6 copii. Recuperate, da? Și câte bomboane are? 6 ori 6 ori 3. Deci sunt 12 bomboane. Atenție, fii atenți azi. 12 bomboane recuperate. Sunt 12 bomboane recuperate. Corect. Recuperate de la copiii din față. Două de la primul, două la doua până... Deci la câți copii a recuperat el? De la câți copii a luat cele 12 bomboane? La șase. La șase copii a recuperat. Corect. Adică cei șase aveau câte cinci. Și ca să aflăm câte bomboane... 30 de copii. Avea... Câți? Nu mai. 6 copii. 32 de bomboane. Câte bomboane ai pus? Stai puțin, de ce? 30 de bomboane. Deci 30 de bomboane, da? Da. De ce te gândi la 30? Pentru că fac 5 ori 6. 5 ori 6. Nu, profesor, dar noi am aflat 6 ar fi numărul care, de copii la care le-a dat 3 bomboane. Noi asta am aflat, 6 ori 3 ar trebui să faci. Eu cred că 6 reprezintă numărul de copii. Care l-a luat de la 2 bomboane. Asta! Dar unul nu primește nimic? Da. Dar unul nu primește nimic? De la ala n-a recuperat. De la ala n-a recuperat. 6 copii sunt. Dar când vreți să vă duceți pe bomboane, unul nu primește nimic sus. Cât, când 5 dau de copii 5. Atunci. 5. Atenție multă. Că unul care n-a primit. Nu. Atenție multă. Nu? Deci, atenție multă. Ăsta n-a avea nimic. Dar din recuperări... I-a dat? Da, i-a dat și lui, avea și el. Deci, total, câte bomboane a recuperat? 12. De la câți copii? De la 6. La 6. Pentru că părțim la câte două bomboane. Și atunci, ca să aflăm numărul de bomboane... 6 ori 5. 6 ori 5, 30. Corect. Iar numărul de elevi? 6. Elevi. 7. 7. Ah, că-i plus ăla. Necăjitul. Ăla necăjitul. Dar așa s-a recuperat, aveți în capi. Asta, măi, eu tot insist, vreau să aduci pe tine. Că... Păi că m-am trezit. Da. Uite, te-am scris, 12 bombane recuperate. Și ăla care n-a primit de al șaptelea. Ce mai important? Da, pentru că noi am luat și de la el, acolo, am adunat... Noi l-am luat mai de la cei care aveau 5. De la el n-am avut ce luam, Daria. Da, el avea 3 acolo. Nu i-am dat. Abia după ce am recuperat, i-am dat alea 3 din recuperări. Corect. Și nu au rămas. Și nu o să mai fie 30, o să fie 35. Nu, 30, pentru că 7 ori 3, 21, plus cele 9 care i-au rămas, 30. Da. Face proba. Da, deci este foarte precis. Deci câți prieteni sunt acolo? 6. Da. Și câte bomboane? 30 de bomboane. 30 de bomboane. Ori zicem 9 plus 7 ori 3, 21 și cu 9, 30. Ori zicem 5, cele 5 bomboane, cei 6 cu câte 5, 5 ori 6, 30. Da.
El 12 bomboane le-a recuperat. De la câți copii? De la 6? Da, la și mai și al 7-lea. Și ăla care l-a luat de la el și l-a împrumutat într-un ca să-l mulțumească și al 7-lea. Da, da. De aici e frumusețea matematică. Mecanismul acesta. Da? Faci și algebră, dar... Când vezi, e mult mai ușor pentru că vizualizezi tot ce... Algebric e ușor, că faci o paranteză X ori 2. Da, exact, după facem în distribuție. Da, dacă ești după... Mult mai ușor ca... Da, așa este. Așa este, aveți dreptate. Dar pe mine mă interesează partea asta de a raționamentul, frumusețea, modul în care am gândit acum. Este nemaipomenit de interesant. Vă zic cum m-am gândit eu. Am zis, hai să facem figurativ. Ție 5, ție 5, ție 5 și rămâi poate câți ori fi fost. Nu știam câți. Dar unul rămâne liber. Da? Unul rămâne fără bomboane. Când le dăm câte trei... Da, și dăm și lui ăla care... Practic recuperăm. Aici începe mecanismul de înțelegerea problemei. Recuperăm câte două de la fiecare. Și acoperim pe toți. Adică și ăla primește trei. Dar de unii? Din recuperări. Și mai rămân încă nouă. Deci cât au recuperat? 9 cu 3, 12. Oare avea rost problema să spunem că au mai rămas aici 8? Nu. De ce n-a avea rost? Pentru că 8 plus 3 dă 11 și 11. Și l-a recuperat câte două și ar fost aiurea problema. Dacă punem 7, mai ziceam și acolo 10, 10... Deci neapărat trebuie să spunem un număr de care aici care a rămas? Un număr de impar? Impar. Ca să le adunăm cu 3. Și cu ăsta e impar. De exemplu, 11 plus 3. Foarte tare! Abia acum începem să pătrundem problemă. Să ne închipăm cât de frumos a gândit autorul. El n-a dat aici un număr par. A dat un număr impar, pentru că cu cele trei numai bine a ieșit. Ați putea voi să gândiți acum. Hai să zicem că rămân doi elevi aici. Nu! Deci modificăm. Gata, pătrundim, Daria. Nu te... Și același lucru? Deci, același lucru, dar atenție, cu 5, mergem așa, cu 5 bomboane de la fiecare, rămân 2 elevi triști. Da, trebuie să schimbați numărul de române. Și, îndată, să modificăm. El când dă câte 3, cei 2 ori se prindă unul 3 și altul 3, 3 și cu 3, 6, da, 6, rămâne 6 acolo, să rămâne 6. 6. 6 și cu 6, 12, da? Deci să rămână un număr par obligatoriu. Daria, acum trebuie să dăm un număr par. 8. Da, 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 da. 8. 8, punem 8, ca să nu... Punem 10 ca să nu fie nici 6 și 4. Putem pune orice număr. Important este atâta. Vă rog să formulați problema. Refacem problema într-un alt limbaj. Sau modificăm un pic. Spuneți. Stați puțin, domn profesor. Stați 2 secunde. Hai să rezolvăm aici. Și începem. Cum redactăm problema așa asta? Deci. Dar aici, să rezolvăm asta. Da. Deci, facem, nu mai trebuie să facem desenul, că e același. Da? Rămânem cu 6, adunăm 8. Nu problema care ai propus-o. Nu, asta. Noi n-am făcut problema, n-am redactat nimic. Algebric să facem, nu? O rezolvăm așa? Așa. Nu, algebric. Aia care tocmai ne-ați dat-o, nu? Algebric. Nu, mai asta, mama, să facem, că nu-i rezolvare. Nu-i rezolvare, nu-i pus nimic pe tablă. Nu-i pus de rezolvare. Da, da. Deci facem alea 9 plus 3. Nu, facem mai întâi 12 împărțit la 6. Dacă nu, la 2 plus 3, ca să aflăm de unde. Dar numai dacă scriu chestia asta, nu înțelegi nimic. Deci scriem, adunăm X. Cum spunem așa? Adunăm restul bomboanelor. Din reprezentare. Din reprezentare. Așa scrie. Figurativă. Din reprezentarea figurativă. Observăm
că... Davide recuperează foarte important, recuperează câte două bomboane de la fiecare prieten. Da? Câte două. Punct și virgulă. A. Din dedesubt. Din ceea ce a recuperat. Din ceea ce a recuperat, îi dă și ultimului 3 bomboane și mai rămân 9 bomboane. Și mai rămân 9 bomboane. În total a recuperat 3 plus 9 egal 12 bomboane. Da. Cum a recuperat câte 2 mare parte de domnul înseamnă că numărul elegilor este de la care a recuperat. Da, numărul elegilor de la care a, foarte important, bine că mai important, de la care a recuperat este 12 împărțit la 2 egal 6 elevi. La care a recuperat. Da? La care a recuperat. Este 12 împărțit la 6 elevi. Total elevi egal 6 plus 1 egal 7 elevi. Total bomboane. Dar mă vădeți unde vreți voi. Ori aia 6 ori 5, ori aia 7 ori 3. Egal. 6 ori 5. 6 ori 5. Adică? Egal 30 bomboane. Ce problemă frumos. Da, mă, dar așa trebuie. Dar prezentarea grafică așa trebuie. Deci nu ne apucăm 12, 3 plus 9, 12, 12 împărțit la 2, 6, 6 plus 1, 7, 7, 5, 6, 30. Pentru că nu se înțelege nimic exact ce ai făcut acolo. Nimic. Ăla, învățătorul care vrea să... Deci observați cum am. Observăm. Deci din figurativ observăm. Adică trebuie să apară partea figurativ, trebuie să vadă așa, trebuie să vadă foarte clar. Și atunci redactez ceea ce am făcut. Cum am gândit. Deci modul în care gândim trebuie redactat. Da? Așa trebuie văzut. Bun. Acum, algebra. Da. Rezolvare. Algebra. 48, domn profesor. Lăsăm așa. Da. Rezolvare algebrică. Lăsăm fișierul ăsta când vine Mario. Uh-huh. Fac fișierul pentru el special. Bine. Rezolvare algebrică. La rezolvarea algebrică, cum gândim? Scriem acolo 5x, să spunem. Păi trebuie să zicem, notăm cu x. Ah, da. Notăm cu x numărul bomboanelor. Cu y, ca să când o să facem x ori. Hotărâți-vă, x ce să fie? Numărul elevilor. Hai da, să notăm cu x numărul elevilor. Și să spunem că notăm cu y numărul bomboanelor. Și notăm cu Y
numărul bomboanelor. Și scriem acolo 5Y. Da? Deci 5Y. 5, de ce Y? De ce dată de 5 bomboane? Păi, atenție, cu Y este numărul bomboanelor. Uh-huh. Alea 30. Da. O să fac Y ori 2. De ce ori 2? De ce să zici ori 2, Y ori 2? Deci Y e numărul total de bomboane. Uh-huh. X înseamnă numărul, așa am gândit noi, numărul elevilor. Da. Acum să vedem relațiile cum le ajutăm. Să fie ceva cu... Mă trebuie să înceapă. Păi ați vrut algebra, am crezut că știți. Da, eu n-am vrut algebra. Nu tu. Să urmărim totuși, da, trebuie da. Să ne... Cum să facem? Păi dacă ăla-i numărul întreg al bomboanelor... Hai și... să ne vedem ce se întâmplă în prima fază. Copiii primesc câte 5 și unul rămâne... Câte 5? X ori 5. X ori 5 înseamnă cu Y, egal cu Y. O e putea toate bomboanele, nu? X ori 5 minus 1. Și minus 1? Deci, x minus 1. X e, în prima fază, x, am notat că x numărul total al elevilor. Da, deci, x minus 1 ori 5. Dar da, punem da. La elor 5, dacă nu avem... Păi, dar dacă, câți copii sunt acolo? 6, noi avem în minte, 6, da. Nu? Dar nu toți 6, ci nu toți 7, pardon, 7 sunt copii. Dar nu toți... Pentru deci, că x-ul e în total. X-ul e numărul de elevi total. Total. Păi așa am zis. X numărul de elevi, minus un elev care nu primește. Și fac ori 5. Și ori 5, da? X ori 5 egal cu Y. Este da. Egal cu... Deci X minus 1. X minus 1, adică... Nu paranteză, nu? Ori, ori 5 este egal cu Y. Ha, tare! X minus 1 ori 5 egal cu Y, nu? Da, distributivitate. Stai că mai trebuie, ce distributivitate? Deci, Daria deocamdată a făcut o primă relație. O altă legătură în partea a doua... Când le dă câte 3... Când le dă câte 3... Deci, deci X minus... E X plus 3... Primesc toți? X plus 9! Primesc toți? X plus 3... Toți copiii primesc câte 3... Dar nu vreau să vă repede zici cu 12... Da, da. Flavia, vreau să fii prezent în problemă. Problemă înseamnă să analizăm cu atenție. Deci ce se întâmplă? Reflexul acesta a prins la școală distributivitatea chestii, distributivitate, se aplică distributivitate, da. Dar nici la școală n-ați prins relațiile cum trebuie. Corect. Da? Asta e povestea. Deci când primesc câte 3 fiecare copil, cum să scriem asta? Ce înseamnă? O să scriu 3X, cum? O să scriu X. Înmulțit cu 3, cât e? Înmulțit cu 3, pentru că fiecare și pe a mea adaug 9. Egal. Asta, așa. Deci X plus... 3. Nu, X ori 3. X ori 3 plus 9. 9, egal cu... Egal cu X minus egal cu Y. Egal cu Y, toate bomboanele. Deci X ori 3 plus 9 face tot Y, toate bomboanele. Domn profesor, acum cred că putem să... Facem distributivitatea. Căim. Distributivitatea, dar nu te mai grăbi. Deocamdată Y e una și Y e a doua. Înseamnă că... Poate să fie egale relații. Neapărat nu poate să fie. Trebuie să fie egal. De aici rezultă că X minus 1 ori 5 este egal cu X ori 3 plus 9. Iată o relație matematică. Și acum să facem distributivitatea. 5 minus 5 este egal cu X 3X plus 9. Și acum X-ul necunoscut le aducem într-o parte. Da, scădem 3X în ambii membri. Da, ca dus într-o parte este avansat prin valori. Și o să avem 2X minus 5. Deci scădem un 3X din ambii membri. Da, și avem 2X minus 5 este egal cu 9. Da, da, profesor, nu pot să... Ah. 9. Și adunăm un 5 în amândoi. 2x este egal. 2x egal este egal cu 9 plus 5. 14. X este egal cu 7. X egal cu 7.
Și acum înlocuim... Păi cum era mai ușor dacă voi n-ați făcut relațiile? Păi, domn profesor, nu făceați relațiile cele două. Și nu sunteți cinstiți. Și acum, la fel pe Y foarte ușor, putem să facem 7 ori 3 plus 9. Oricare, da. Oricare și le dă Y. 30X. Prima. Deci în loc de X spunem 7. 7 minus 1 ori 5 egal cu Y. Adică Y egal cu 30. Semnat problema. Da, dar voi relații trebuie să fiți cinstiți, nu le puneați fără domnul profesor. Hai, să fim serioși. Să mai spuneți o dată cum... M-am gândit. Da. Da, este esențial. Dacă vreți, între partea algebrică și partea... Mult mai ușoară. Este mult mai plăcută ochiului, inimii mele. Sufletul meu este mult mai încântat decât... Este partea aridă aici. Deci, relațiile acestea care le vedem aici puse, și ele sunt foarte deștepte. Da. Ele rezolvă problema. Iată că am modelat tot ce am scris aici, am modelat, adică prin două relații, am spus. Numărul de bomboane înseamnă, în prima fază, numărul lor ori 3 plus 9. Prima fază. Aici, așa, da. Deci, faptul că a rămas un copil neacoperit, l-am scăzut pe acela din număr copilor. Toți ceilalți au primit câte 5. Înmulțind pe 5 cu toți cei care au primit, înseamnă că am găsit numărul total al bomboanelor. Dacă primesc 2, ca să aflu câte bomboane, înmulțesc 2 ori 5. Dacă și 3, 3 ori 5. De aceea am mulțit pe X minus 1, adică din toți elevii, fiindcă unul a rămas, dacă rămâneau 2. X minus 2 ori 5 egal cu Y. Și foarte important, Darian, pentru tine, am observat că n-ai... Deci, uite, vezi, notăm cu X numărul elevilor. Foarte important. Deci dacă nu plecați de aici, nu să știi tu cine e X și cine e Y. Nu, dar nu merge problemă, nici nu începe nimic. Da? Deci notăm cu X, atenție copii, dacă nu porniți așa, credeți voi că eu nu puteam să mă duc, să încep problema, exact. Nu știu, în relație, de ce le scriam, uitați copiii și ce ați făcut. Esențial a fost să gândim problema, să notăm cine e X, cine e exact. Y. Fixăm X, ce-mi cere autorul? Să se afle numărul elevilor și numărul bomboanilor. Gata. Deci necunoscutele, cele una e cu X și alta e cu Y. Și scriem asta, notăm cu X numărul elevilor, notăm cu deci Y numărul copiilor, bomboanilor. Este esențial să faci. După ce am notat cu X și cu Y, începem acum, din tot ce formulează autorul, în problemă, începem să extragem și să punem în niște relații toată informația pe care o dă ea. Corect. Și spune așa. Când distribuie câte 5? Câte 5, unul rămâne fără bomboane. De-aia scădem din X. X minus 1 ori 5. Unul rămâne fără bomboane. Că unul nu primește. Iar ca s-a văzut după bomboane, înseamnă că mulțesc câte au primit fiecare în parte, ori cât sunt ei. Cum e unul mai puțin? A zis X minus 1 ori 5, egal cu numărul bomboanelor. Corect, domn profesor. Foarte corect și clar. În varianta a doua, când le dă câte 3, îi acoperă pe toți. Nu mai scad din X ceva. Că toți primesc. Toți primesc. Corect. Și mai rămân încă 9. Și mai rămân și 9. Deci asta fac. Plus 9, egal cu Y. Și de aici, gata, rezolvăm. Și de acum, același Y și colo și colo, iată cele două relații. Mai avem două probleme, dar facem și mâine ca să facem. Da. A, nu, ultima problemă mi s-a zis să nu face. Nu contează, o face. O să face. E o chestie cu, nu știu, acum, câte kilometri pe oră. Acum, după ce ați înțeles problema, vă invit să faceți variante de probleme ale acestea. Compuneți voi, în timpul acesta, care îl avem la dispoziție, variante în care rămân 2. Nu. Băi, Davide. Păi, domn profesor. Băi, de ce vă de ce fugiți de chestia asta? Deci am compus. Da, eu aș vrea să compun, domnule. Am compus. Păi compui pentru cum? Pentru momentul ăsta. Ascultați-mă, Davide. Haideți să faceți exact pe modelul ăsta, dar nu rămân 9. Rămân o număr impar. Exact. Și după ce ați făcut cu chestia asta, veniți și vedeți că rămân 2 copii sau cu băncile. Hai mă, că puneți-vă minte la treabă. Că dacă am înțeles și faceți și algebric și așa. Facem câte două de fiecare? Nu! Nu,
Una, hai, una. Câte una? Una, două, câte vrei. În poziția în care vă aflați, încercați să vă puneți, după modelul ăsta, mintea la treabă. Exact. Pentru că eu intru în lecții cu maestru dacă nu, da, Mario. Dați-mi o problemă, domnul profesor, vă rețin la ceva. Tu, Daria, compui. Tu compui, dacă îți place, vezi că e imunat. Hai să facem asta. Fratele lor, îi dă câte 5, rămân 2 fără. Câte 5, rămân 2 copii. Fără. 2 copii fără. Așa. Câte 2? Câte 3? Da, câte 3? Rămân aici. 6 bomboane. O secundă. 8 bomboane. O bomboane. Să se afle numărul copiilor și numărul așa. Corect. Deci, uitați-vă că aveți modelul. 2, 8, este foarte simplu. Doar tot egal cu 10. Da? Deci algebra și... Da, bun, m-am făcut, domnul profesor. Și acum gândiți-vă. Și Daria... Nu uitați că Daria ne-a și compus celelalte două probleme. Puteți să vă rezolvați și probleme propuse Daria, ca temă. Cele două care vi le-o dat. Sigur că da. Acum puteți face asta. Deci avem acum timpul necesar să facem treaba asta. Facem sinteza la ăștia? Sinteza omării, haideți să facem ca să și eu să lucrăm. Da. Ce chestiuni am avut, Mihaela, te rog să mă... Problemele cu... întâi 15, 17 și aceea din rez, din sumă. Aha, așa. Deci fracția aceea. Da. Chestiunile acelea. Le-ai udat pe toate, acum să ștești tu cu batista ta. Da. Ne-am spălat, domnul profesor. Uite că am unul uscat aici. Am aici. Vă dau. Am văzut că e copilul ăsta. Uitați. Am pe asta uscat. Așa. Cât e să vină? Mânică scurtă? Dar vine fotbalistul. E ce când te filmezi, bă. Deci vin. Ce faci tu la fotbal acolo? Că zic că... Trebuie să povestești ceva. Trebuie să povestești acolo. Înveți fenteză acolo, figuri. Ce faci tu acolo? Și băi, dar la antrenament ce faci, mă? Nicole, care îl cheamă Luca, azi m-a tras de tricou până se ducă mingea în aur. Și am făcut, l-am împins o dată pe jos. Așa. Nu s-a mai liniștit. S-a liniștit, da? Dar tu ce ești? Fundaș, atacant? Ce ești? Fundaș. Fundaș? Bravo! Da. Bravo! Să zicem aici... Sinteza, da? Sinteza. Am făcut aici fracții, probleme în care intervin fracțiile. Și aici am făcut figurativ, nu? Metoda figurativă. Algebric, poate fi. Da, și problema asta care am făcut-o domnul profesor cu bomboanele și cu împărțitul. Doi. Cum să zicem aici? N-am mai fost cu fracții. Aici putea să și metoda falsei ipoteze mergea. Deci la problema asta merge și metoda falsă. Presupunem că exact. Tot ce ar fi fost așa, exact. Nu știu ce, merge și așa. Dar aici... am făcut-o și figurativ, deci problemă cu două necunoscute, făcută figurativ, da, și algebric. Și algebric. Iar raționamentul se vede acolo, e frumusețe. Cei care ne urmări, vor să fie încântați. Și am și compus probleme. Da, 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 da. Și ne-am dus spre trei. Prima dată de ce informații și vom compus elevii au compus probleme. Foarte important. Deci invitația asta spre partea de creație este lucru cel mai important. La revedere, clasa 4. Începem clasa 0.